Domnule Popescu, 2023, un an istoric pentru Faru, un an care a dus la câștigarea titlului de campioană, o performanță extraordinară pentru clubul constanțean. Într-adevăr, este cel mai important an din istoria Farului, prima dată când se câștigă campionatul. Am avut un an de excepție, un an în care am reușit să conducem 34 de etape din 40, lucru foarte greu de egalat de vreo echipă în România. Am excelat la toate capitolele, de la goluri marcate, la goluri primite cele mai puține. De asemenea, în cupele europene, în ciuda faptului că nu am mers în grupele Conference League, suntem echipa care a adus cele mai multe puncte în fotbalul românesc și nu mai puțin de 18. Un an pe care ne-am dorit să-l repetăm în fiecare an, dacă ar fi posibil. Trebuie să ne bucurăm de performanțele făcute, să mulțumim celor care au fost alături de noi și, în primul rând, publicului care ne-a ajutat enorm la câștigarea acestui titlu, la partenerilor care au fost alături de noi și ne-au susținut, și să sperăm că repetăm performanța de anul acesta și în anii următori. Cu siguranță acest lucru nu poate fi realizat decât prin atragerea de noi parteneri, de noi susținători ai clubului. Asta încercăm în fiecare zi, să convingem oameni cu potențial financiar să vină alături de noi, pentru că de unii singuri ne este foarte, foarte greu. Ceea ce am făcut noi aici la Constanța, la bugetul pe care îl avem, este un lucru de-a dreptul incredibil, pentru că ne-am bazat în mare parte pe jucătorii veniți în Academie, pe tinerețea lor, însă e nevoie și de experiență, e nevoie de jucători care atunci, în momentele grele, să tragă echipa după ei, așa cum a făcut anul trecut. Cu optarea unui nume celebru, brazilianul Rivaldo, câștigător balonului de aur, campion mondial, în acționarea clubului, cu siguranță a avut un impact în media. Într-adevăr, în presa de afară s-a scris foarte, foarte mult de această cooptare a lui Riva în acționariatul clubului. Eu, cu un ochi am plâns și cu unul am râs în momentul în care s-a făcut această tranzacție, pentru că cineva de afară, un fost jucător de mare anvergură, câștigător de balon de aur, campion mondial, a venit să investească în club, și la noi în România nu se găsește cineva care să vină să facă același lucru. Cred că trebuie să dea de gândit acest lucru și sperăm să vedem rezultatele. Au fost numeroase proiecte implementate la Farul, acestea au continuat de câțiva ani și iată, și pentru anul viitor se dorește să se meargă pe aceeași linie. Asta dorim în fiecare an, ca numărul partenerilor să crească, pentru că fără ajutorul dânșilor ne este foarte greu să ne ducem la sfârșit obiectivele. Încercăm în fiecare an să creștem bugetul, da, pentru că buget mai mare înseamnă și jucători de valoare pe care să poți să-i plătești. Investiții în Academie, așa cum facem în fiecare an, o sumă de aproximativ 25-30% din bugetul total al clubului merge către dezvoltarea Academiei și nu ne este ușor. 2023 s-a finalizat cu demolarea stadionului Strada Primăverii, acum se dorește să se pornească la drum, chiar dacă sunt unele probleme. Eu sper că anul viitor să putem demara construcția stadionului, sau CNI-ul, că nu depinde de noi să demareze construcția stadionului, în ciuda barierelor care s-au pus din punct de vedere legislativ. Eu m-aș bucura să găsim înțelegere politică, pentru că performanțele care s-au făcut la nivel de juniori la Constanța au ajutat foarte, foarte mult echipele naționale de juniori. Să nu uităm faptul că între 30 și 40% dintre jucătorii convocați la echipele naționale de juniori provin de la Constanța. Aș spune că Academia Hagi nu este doar pepiniera echipei mari, ci e pepiniera fotbalului românesc. Ce obiective și-a fixat pentru 2024 președintele Gheorghe Popescu? Să vorbesc doar de cele legate de Farul, de a face performanță. Așa am fost educat, așa am fost educat și eu și Gică, nu? Să nu ne bucurăm și să nu ne mulțumim cu performanțele obținute și în fiecare an să încercăm să aducem alte performanțe fotbalului rom, până la urmă, că performanțele pe care le-am face la Farul, încercând să răzbatem această barieră a competițiilor europene, ține de performanța fotbalului românesc. Întotdeauna ne-am pus tacheta sus și sper să reușim și anul viitor să obținem de performanțe importante cu care să ne mândrim și cu care să se mândrească sportul dobrogean.
După un an foarte greu, cu un rezultat extraordinar, vine și o bine meritată vacanță, urmează sărbătorile de iarnă, noul an. Ce urări vreți să le adresați fanilor, suporterilor constanțeni? Avem un meci cu Rapid și ne-am bucurat să sărbătorim acest an extraordinar cu cât mai mult public în tribună. Și aș vrea să le mulțumesc acum la final de an, înainte de sărbători, să le mulțumesc pentru tot ce au făcut alături de noi de Faru, faptul că au venit, au crezut în noi, au crezut în echipă și ne-au încurajat încă din prima etapă până în ultima etapă, încheiind campionatul în fanfară așa cum am făcut-o. Și fiind în pragul sărbătorilor, să le urez sănătate, pentru că este cea mai importantă, să bucure de aceste zile sfinte alături de familie.